Ieri am fost la domnul Filip, credeam că măcar la el o găsi dreptatea. Da, dreptatea nu e nici la el. O domnișoară ne-a chemat, că acolo scrie că e ziua de audiență de la 9 până la 12. Domnișoare, am spus, doamnă, vreau la domnul Filip, numai două întrebări să-i dau, numai două, mai mult nimic. Nu puteam, că nu am voie să termină. Dar ce e de făcut? Asta e, nu mă pot spune că noi suntem aici, spunem la oameni, vin oameni care nu știu unde să adreseze, unde să ducă, zic, Doamnă, eu am doi saci de hârtii, de când mă judec 12 ani cu procuratura, cu judecătoriile toate și știu tot acolo. Și eu m-aș da de mărșede să uite, știu tot. Doamne, mie îmi trebuie numai două întrebări. Nu pot. Și dacă am văzut că așa e, s-o sculat, dar mă și de picioare, mi-a dat, înțeles că să ies. Și i-am dat ei întrebare, doamnă, dar dumneata îi plăti 11.000 la termocom, la hoți care nu le am. Și am spus că nu aș plăti. Dar și de făcut? Da, de omul și-a tăcut. Și am venit acasă. Ei, și să mai... Dar unde? La guvern ai fost ori la partid? La președinția. Dar președinția e a lui Dodon. Dar Filip e La la guvern, guvern. la guvern. Am Da, înțeles. unii acolo, l-am văzut, o trecut pe acolo și le-am că o dat bună ziua, mă arătiesc măcar atâta, măcar de bună ziua. Dar întrebarea între și ea cu domnul Filip și spune că iar vrea să candideze. Domnul Filip, nu distruge lumea, nu distruge lumea, nu te candida, nu meriți. Acolo trebuie oameni competenți, oameni cinstiți. Nu știu cât de competenți sunteți, dar văd că nu sunteți cinstiți deloc. De ce nu primiți lumea? Doar procuratura, judecătoriile, toți se supun dumneatale, că ești prim-ministru. De ce spune că fiecare cum mi-a spus acolo, independent. Se înseamnă că care și cum vrea și aș face. Cum era la ruși, spunea. Cum răzdeleai. Intră la putere și împarte. Fă ce vrei. Se înseamnă că așa e și acum. Cât se mai poate asta? Cât se mai poate lumea să ducă din țară? Domnul Filip, ați intrat și ați pupat atunci cum se cheamă, Constituția, cred că, sau da, drapielul. pupați steagul acolo, ca să slujiți norodului. De ce cauți? Și pe furiș, noaptea. Eu m-am văzut atunci, era noaptea când ați făcut asta, ați intrat prin premier. De ce fugiți de lume? Domnul Filip, am stat acolo 2 ore în rând, degeaba am pierdut ziua. Să intru, să vă întreb numai două întrebări. Ați plătiți ori nu ați plătiți? Și că am dovezi că nu am datorii și o dat de 1999, iscovaia Davnului, cum se spune, ultimii 3 ani, dar nu de 1999. Dar au fost amnistii de tot felul, s-au anulat toate datoriile și prima dată te pun să plătești de 20 de ani. Nu mai anulat la nimeni, încât Tarliv când era, Tarliv a spus ca să anulez, de atât așa și mi-a spus administratoare, domnul Stamate, ia te bie pe sală, ia te bie pe seronul Tarliv spișit. Și Tarliv s-a dus, de am câți Tarliv a fost de atunci, câți președinte a fost. Nu Și... mai anulat nimic, lumea au plătit, toți armani plătesc și încă mai aveți, după cum am văzut eu datele astea pe ziare, că 109 milioane de lei datorii, lumea nu au de unde plăti și nu au pentru și ea că acum, de 16 ani, iată acum e caldă bătăria, iată acum, Deci, mă, plătești pentru apă rece, pentru pentru apă rece și caloriferul rece, am nu a înțeles. venit asta vară cu E prestat servicii, dar necalitative. Nicolae, după nu era aia că acum mai 22 de grade, vedeți? Da, Dar atunci... atunci erau 16-17 grade, crăpam de frig în casă și atât de am de când m-au pus cu minciunul, să plătesc cu 11.000, Anatol Miciunu cu Oleg Sternioala. Și atât Judecători. de atunci te-am ia că dau drum. Spuneau Stoiacu e rău, Stoiacu a fost bun. De când el e pus, pur și simplu îl închideau și iată acum e cald în casă, acum.
dacă 16 ani acolo de când crăpăm de frigul aici.